Ai, vă salută oligarhul de la miezul zilei. Bă, ne-am vorbit și eu cu vorul meu, cu ăsta, cu Ronaldo, care dă gol și goluri de aer. Și mi-a spus să-mi cumpăr și eu, să-mi achiziționez, șmecherește vorbind, un Bugatti Chiron. Așa, și l-am achiziționat. Acum încerc să fac și o combinație, dacă se poate. Și îl sun pe ăsta, pe Vladimir Putin, nu de alta, eu am bani, că eu sunt oligarh. Uitați, vedeți, ca să fac economie, mi-am tăiat mânecile la tricou ca să am bani de benzină. Așa, și sun acum pe Putin, poate pot să fac o combinație cu el. Telefoane speciale, da? Care încă funcționează, da? Alo? Firul roșu, telefonul roșu. Crașnui telefonski. Ok. Cu Kremlinul, vă rog. Hai mă, că știu că vorbiți românește. Lasă-o dreapă, aveți atâta translatori acolo. Dă-o cin swahili dacă vorbesc acum. Macupenda, malaica cu dalea. Cum? Ok. Așa. Barosanu e acasă? Kremlinul, da? Nu poartă albă. Deci Kremlinul. Barosanu e acasă? Cum, care Barosan? Putin. Nu. Cum? Pentru Kremlin s-a pus tasta 1, pentru buncărul de la Kremlin tasta 2 și pentru buncărul de la Novaya Zemlya tasta... Ok. Bă, dar e... A, e doar centrala, bun. Zdraz fututi, ăsta, zdraz vuiti, șot de ăla e. E bă acasă ăla? Barosanu e acasă? Cum? Nu e în perimetru. Mă refer la... La care perimetru te referi? La ăsta, la Kremlin, așa, sau la beci, la bunker? Am înțeles. De să folosesc logica. Bine, mai că păsta asta 3 pentru Novaya Zemlya. Uite că mă claxonează, e mai six-ul. Hai mă că vorbesc cu ăsta și după aia îl torn. Am apăsat asta 3. Alo? Hello? Lasă-o în plata domnului. Dă-mi un translator. Novaya Zemlya. Bun că riski, așa. Dă-mi un translat. Așa. Zi-mă așa, păi zic că nu te mai întreb cum te cheamă, că n-are nicio relevanță, dar oricum ai accent de raionul Bălț de Republica Moldova. Așa, zi Barosanu e acasă. Cum, cine sunt? Eu sunt, mă, finanțatorul, cum dracu, vreau să fac o afacere, am nevoie de... Cum, parola o vrei? Bun. Ia și notează. Ești pregătit? 3, 2, 1, 0. Bun. Minus 1, minus. Deci, alfavitul jemâznai, mnugă-i pișe, micitai, mi se bud, vă papariat cu beza șep, chinază vaiem. Vezi, mă, vezi, mă, că știi. Dă-l încoace pe Barosan la telefon. E în saună? Fă-mi legătura ca de obicei. Cum? Eu sunt, mă, magnatul, eu sunt finanțatorul, oligarhul român, cum adică? Fă-mi legătura imediat, că amprentă vocală o facem. Razva 3. Bun. Zdraz fături ăsta, ce faci, mă? Bă, uite care-i treaba, știi de ce te-am sunat? M-a sunat Ronaldo mai devreme. Nu mai devreme, mai devreme, acum vreo două zile, nu de altă. Și mi-a să-mi iau un Bugatti de la Chiron. Și acum ai problemă, știi că de când ai început balamucul ăla cu Ucraina, în fine, astea între voi, e cu prețul, cu astea, nu de alta, eu pot să plătesc, da, dacă aș putea să, nu de alta, dar să mai miasă și mie bani de țigări, de cutie igienică, am și eu providentul sau astea, știi ce? Cum? Să rezolvă, bun, ok, și atunci cum fac plata? Ok, chiar și nicio problemă. Și cum vine delivery? A, nu știi încă? Păi spune-mă cum vine. De la tine, de la Crimea, de acolo, fine, tu ești pe Novaya Zemlya și mai departe. Din Crimea pleacă un submarin de ăsta petrolier. N-ai auzit până acum și te învăț eu cum să faci. Voi aveți submarine nucleate, așa. De submarin petrolier, intră în apele internaționale, hau-hau, și după aceea, când intră la noi în raza de acțiune a Macarele a României,
Așa vin eu cu șalupa și cu canistre cu astea și rezolv problema. Cum nu poți să intri în apele teritoriale a României? N-ai plătit la apa nouă? Pă de sub cu metre, te învăț eu evaziune fiscală, ești nebun la cap. Bă, chiar atât de cretin ești, trebuie să te învăț eu șmecherile. N-ai plătit la apa, nu, bun, intri pe dedesubt, ai ieșit, tu pui ăla, termobearul ăla sau ce dacă voi spui, vii cu un stuf de ăla, scos stuful din submarin, am venit eu, am umplut canistrele și, cum? Cum? A, faci delivery doar 18 tone de benzină pe submarin? Eu vreau vreo 5-6 canistre, nu de alta, dar vreau să mă dau și eu acum, că sunt sărbătorile astea, Pascal, acum, maghierul. Lasă, hai că o rezolvăm până la urmă. Și ia zic, cu valiza cum fac? Vine la cu stuful, îmi ridică semnul, nu știu ce, vine cu canistrele, trag cu furtun și... alo? 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 N-am mă, că s-a întrebat, a intrat ăștia pe Satco, mi-au combinat. Mi-a făcut scurt circuit la telefon. Ce să fac? Bă, până la urmă ne descurcăm. Uite mă că sună cu vibrații ăsta, Samson. Alo? Zi mă. Stai că nu se aude. Alo? Zi mă, deci vii tu cu alea și ți-aduc eu valiza, ți-o arunc cu spagatul, din spagat ți-o arunc cu ăsta, cum îi zice, cu catapulta, ți-o arunc direct în submarin, cam... Cum? Pizzeria Trattoria. Așa, și ce vreți mă? Păi am sunat mai devreme la Vladimir. Băi, voi faceți mișto de mine, este ați învățat bine românești și faceți mișto de mine. Cum? Am comandat ce? 7 pizza, 4 stagiune, 12 inci, așa? Ce mai comandat, mă? Ok, 10 porții de carbonara, da, ziceți, da, așa, și 12 de tiramisu. 8 cutii de cola, o sticlă de vodă. Așa. Și ce vreți, mă, să fac eu acum dacă eu am comandat? Cum? Mi se pare ciudată comanda, dar și mie mi se pare ciudat telefonul. Păi eu am sunat că vreau benzină pentru și eu. Că sunt bețivul ăla care face caterincă și... Deci eu am făcut comanda asta, este... E bine, mă, dacă am făcut comanda asta, uite care-i treaba. Cum vă plătesc? Cu cardul, da? Bine. Vă plătesc cu cardul. Stai așa puțin. Așa. Stai puțin așa că vă plătesc cu cardul. Ai cam atâtea carduri și că e bibliotecă de carduri la mine. Vă plătesc cu cardul, așa, că dacă sunteți de la rutieră, am înțeles, de la pizzeria Trattoria de la rutieră, asta este. Cum e comanda prea mare și trebuie plătită cu cardul? Păi dacă e comanda mare, înseamnă că avem tăiere de moață. Ăsta, pardon, de moță în curtea ăsta din dos. Da. Hai, luați și notați. Vă plătesc cu cardul. Da, cu cardul. Permis de conduce. Cum fac caterincă? Bă, nebunilor, mai devreme eu am sunat la Vladimir Putin că mă interesa o combinație cu el, da? Niște trafic de lână, de alte, cum? Și mă sunați și voi acum, eu cred că ați greșit numărul. Alo? 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 Bă, nu știu cine îmi face forțe de astea. Nu știu cine face față de asta, uite că s-a închis. Bă, ce să zic, până la urmă ne descurcăm fiecare cum trebuie. Și asta este, ne-e greu la toți, bă, nene. Bă, dar la toți ne-e greu. De când cu... Nu că sunt chineză. Alo, da, pizzeria Trattoria? Vladimir... Cum? Providentul? Da, eu sunt, da. Ați ajuns jos? Cu bicicletă. Nu sunt acasă. Sunt într-un azil în Monaco, la casino aici. Da. Puteți să veniți săptămâna viitoare, nu de alta, dar am avut nenorocire, am avut necazuri mari. Da. Chiria, mi-a venit chiria foarte mult, dar trebuie să... Vă dau data viitoare, vă dau dublu, să știți. Jur pe conservă de porc, dacă vă veniți să... Să n-am parte de ghinion, dacă... Da. Vă rog eu, nu sunt acasă, să știți. Dacă sunt obloanele trase, nu sunt acasă. Cum? Mă executați ordin judecătoresc?
Păi și eu am un singur judecător care mă judecă în fiecare zi, Dumnezeu. Dumnezeu să-mi dea sănătate la toată lumea și atunci când o fi mai greu, zice-mi. Da, deci deocamdată sunt în Monaco la cazin. Ăsta la azil am avut o semipareză de menisc jugular și vreau să mă tratez, dar săptămâna viitoare când vin vă promit că vă dau toți banii. Că, da, facem și noi economie, facem. Cum? Acu' e Chironul ăla, Bugatti Chiron din parcare? Nu știu, fac ăștia tot felul de glume. Am o vecină care face deasupra videochat. Vezi, dacă nu m-am apucat și eu de videochat, m-am mâncat în curs să fiu oligarhul Putin. Asta este, hai. Vă pupă, frate, veniți săptămâna viitoare că vă dau dublu, 3 milioane, da? Atâta, era 1,5 milioane, 150 de roni, vă dau 3 milioane, da. Hai că m-apuc și eu de video, cea vă pupa. Ne e greu la toată lumea ce să facem. Asta este. Hai să fim sănătoși. E greu, bănen, e greu. Nu mai știi ce să crezi. Asta este. Mergem înainte.